reușit. Asta este faza pe care am cerut-o acum un minut cu pasa lui Popa înapoi la firul ierbii, la marginea careului de 16 metri. Și știința lui Hamrun duce scorul la 2-1 pentru Steaua. Este rândul lor să vină și să atace și să caute golul. Vor fi spații. Vor fi spații pentru Steaua. Ce bine s-a uitat încă o dată. A vrut să dea mingea, a dat direct pentru... Tadei a tras cu el. Și Popa a trimis exact acolo unde trebuia. Iată-l căutând cu echipierul. Și iată finalizarea de maestru, de pictor. Fie și de mare meseriaș a lui Hamrun. Fie și pentru acest transfer, Rădoi merită tot creditul fanilor Stelei. De 6 ani, capitanul Stelei ar fi cel mai tânăr antrenor care duce Steaua în grupele UEFA Champions League la 34 de ani. Umaru. Steaua trebuie să... Umaru a trecut de Sulei Muniru. Este Živković, Andrija Živković. Toșca trebuie să reziste. Rezistă Toșca! Rezistă Toșca în fața unui campion mondial de tinerețe, ce-i drept, dar campion mondial cu un viitor uriaș în fotbal. Andrija Živković, a continuat el, o nouă șansă de contraatac pentru Steaua. Steaua mai trebuie să dea un gol până la pauză.